Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial, aplicația mobilă, calendar Google. Mai întâi, mergem în magazin Play și căutăm calendar Google. Apoi dăm descarca aplicația. Așteptăm ca aplicația noastră să se descarce. Și apoi să vedem împreună cum o să adăugăm un eveniment în calendarul nostru Google. Vedem că aplicația se instalează. Și dăm deschide. Și aici vedem ce evenimente avem în calendarul nostru. Pentru a adăuga în calendar un nou eveniment, în partea dreaptă jos avem un plus. Apăsăm pe plus. Și avem eveniment. Și apăsăm pe eveniment. Și acum alegem pe ce dată dorim să fie acest eveniment. Putem să-l punem toată ziua. Și vedem că este pe 31 mai 2022, într-o zi de marți, sau între ce ore. Și de asemenea putem să dăm se repete sau nu se repetă. Apoi putem să adăugăm persoane. Apăsăm pe afișați agendele și putem să adăugăm persoane. Apoi, putem ca să adăugăm conferințe video folosind Google Meet, WebEx Meeting, Zoom Meeting sau WebEx personal. Putem să adăugăm o locație. Să căutăm locația. Putem să adăugăm o descriere. De exemplu, întâlnire cu elevii absolvenți. Putem să adăugăm un atașament din contul meu Drive, din drive-urile în comun sau din accesul permis pentru mine. Să adaug din contul meu Drive. Iar apoi, în partea dreaptă sus, adăugăm salvați. Apăsăm pe eveniment și putem să-i dăm, edităm și adăugăm un titlu. Întâlnire cu elevii absolvenți de clasa 8-a.
apăsăm pe salvați și evenimentul a fost adăugat în calendar. Mergem la căutarea aplicației, căutăm calendar Google, calendar, deschidem și vedem că marți 31 mai avem întâlnire cu elevii absolvenți. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.